Alături de mine în această dimineață este doamna Nadejda Cebotar, președintele Asociației Obștești Hai Moldova. Bună dimineața! Bună dimineața! Spuneam, în 2017 erau planificați 5.000 de pomi pentru a fi plantați în proiectul lansat în luna aprilie. Suntem în 2022, astăzi mergeți la Cruzești. La ora 11 se va lansa proiectul din acest an 2022 și din această lună septembrie. Iar la Cruzești, din păcate, ca în multe alte localități din Republica Moldova, există o gunoiște ilegală creată de către localnicii de acolo. Vreau să ne oferiți mai multe detalii, ce se va întreprinde astăzi mai exact. În primul rând, campania Să dăm oxigen în acest an este mai complexă. Ne-am propus prin acest proiect să ecologizăm o gunoiște ilegală, un depozit ilegal, care are o suprafață de peste 2 hectare și este amplasat în apropierea comunității Cruzești. Conform celor mai bune practici și tehnici disponibile de protecția mediului, această gunoiște va fi închisă, iar terenul va fi redat în circuitul natural prin împădurire. Respectiv, vom curăți un mediu poluat și vom sădi oxigen pentru un mediu curat, sănătos pentru cetățenii din această comună. Dacă e să facem referire acum la cele 2 hectare, pentru că avem și imagini, cei de acasă au posibilitatea să vadă și imagini de la Cruzești, de la acea gunoiște ilegală, se pare că gunoiștea are ceva ani în spate, pentru că 2 hectare de gunoi ilegal să adune, nevoie de ani foarte mulți în care gunoiul să fie aruncată ilegal, sigur, în natură. Într-adevăr, această gunoiște este una care creează probleme atât pentru mediu, cât și pentru comunitate. La momentul actual, în comuna Cruzești există un sistem de salubrizare și de colectare a deșeurilor de la cetățeni, iar această gunoiște, în mod natural, deja începe să fie tot mai puțin folosită. Prin acest proiect, noi ne propunem să lichidăm această ultimă gunoiște din comuna Cruzești și să îndemnăm cetățenii să se aboneze la serviciul de salubritate, astfel încât să nu mai fie necesar să arunce ilegal și irresponsabil deșeurile în natură. Respectiv, noi prin acest proiect ne dorim să îndemnăm toți cetățenii Republicii Moldova să-și asume responsabilitate pentru o gestionare corectă a deșeurilor, neapărat să se aboneze la un serviciu de salubritate dacă acesta este disponibil în localitatea lor și să sorteze deșeurile după posibilitate, astfel încât acestea să aibă un impact cât mai puțin negativ de mediu. Gunoiștea se află în imediată apropierea zonei rezidențiale și gunoiștea, după cum ați menționat, creează probleme pentru comunitate. Dar tot comunitatea a creat această gunoiște. Întrebarea mea este cum au reacționat ei în momentul în care au fost anunțați că această gunoiște va dispărea și în locul acesteia vor apărea pomi. Trebuie să înțelegem că Republica Moldova nu stă foarte bine la capitolul gestionarea deșeurilor. Până acum, majoritatea cetățenilor nu au avut acces la un serviciu de salubritate, iar aceștia au fost nevoiți să-și gestioneze deșeurile așa cum pot, de obicei aruncat ilegal în natură. Acum că există acest serviciu și este un serviciu comod, eficient, iar deșeurile sunt adunate și depozitate la un depozit autorizat, noi îndemnăm cetățenii să nu mai arunce deșeurile în natură în acel loc. Noi considerăm că locuitorii, dar și comunitatea sunt deschiși și doritori, pentru că, cum ați menționat și la introducerea acestui interviu, tot mai mulți oameni își pun problema unui mediu curat, își pun problema unui comportament responsabil față de mediu și înțeleg toate daunele provocate de asemenea depozite ilegale. Aceste depozite ilegale creează daune pe termen lung, atât prin poluarea solului și apei, prin poluarea aerului, atât în faza statică a gunoiului, cât și în cazul de incendii. Aceste gunoiști ilegale sunt o sursă de provoacă un risc de accidente, iar atât timp cât sunt necontrolate, niciodată nu știm ce poate fi depozitat acolo și de cine. Respectiv, atât cetățenii cât și autoritățile din comuna Cruzești sunt foarte deschiși și doritori ca noi să realizăm acest proiect la ei în comunitate și sperăm mult ca acest proiect să fie un exemplu pentru cât mai multe localități din Republica Moldova.
Eu sper acest proiect să fie un exemplu pentru toți cetățenii, pentru ca fiecare să se implice sau fiecare să învețe acea regulă foarte simplă de a nu arunca deșeurile în natură. Întrebam de cetățenii de acolo din Cruzești, de locuitorii din Cruzești, pentru că sigur că există și cealaltă parte a monedei. Persoane ce prin acțiunile pe care le-au întreprins până acum și-au creat acea zonă de confort și ar dori să continue să arunce gunoiul ilegal în acea gunoiște creată la marginea localității. Vă așteptați să aveți parte de provocări? V-au anunțat poate că vor exista anumite provocări din partea unor săteni nemulțumiți că ar dispărea gunoiștea? Noi suntem pregătiți pentru orice situație, suntem realiști. Din acest motiv, noi am implicat în acest proiect atât Primăria Comunei Cruzești, Inspecția pentru Protecția Mediului și Poliția Locală. Cetățenii care nu se vor conforma și vor continua să arunce ilegal deșeurile la acel depozit neconform, vor fi amendați. Iar noi vom monitoriza teritoriul inclusiv prin instalarea unei camere de supravegheri. Da, vreau să vorbim și despre acțiune. Îmi cer scuze pentru că avem foarte puțin timp, vreau să vorbim puțin și despre acțiunile directe pe care le întreprindeți, pentru că ați menționat în start, este un proiect de lungă durată ce se va încheia în luna noiembrie, anul curent. Astăzi abia începeți. Vreau să ne spuneți exact pe pași ce se va întreprinde, ce se va face acolo. Acest depozit ilegal va fi ecologizat, terasat, compactat, acoperit cu pământ fertil, iar în locul acelui depozit vom planta copaci. Din acțiunile care vor asigura durabilitatea acestui proiect sunt informarea și conștientizarea comunității și a cetățenilor, iar astăzi este prima etapă din acest proiect, o comunicare și o informare a cetățenilor, precum că acest depozit va fi ecologizat, iar aruncarea deșeurilor la acel depozit este strict interzisă. Toți care nu se vor conforma, cu părere de rău, vom fi impuși să-i amendăm. Iar noi, după ce vom finaliza etapa de ecologizare, vom planta copaci și vom monitoriza această locație până când cetățenii vor fi obișnuiți că nu se mai permite depozitarea ilegală a deșeurilor în acel loc. În data de 12 noiembrie va avea loc plantarea de copaci, cel puțin din planul inițial. Exact. Conform celor mai bune tehnici și practici disponibile pentru închiderea asemenea depozite ilegale, se recomandă închiderea, acoperirea cu pământ și plantarea arbuștilor și arborilor de mici dimensiuni, precum și inerbarea. Respectiv, în timp, nici nu vom mai vedea urme de la acea gunoiște. Sper acest lucru să se întâmple la toate gunoiștele din Republica Moldova. Sper că acest dialog să fie un exemplu și pentru alte localități în care poate cei ce locuiesc acolo să aibă inițiativa pentru a crea în locul gunoiștelor ilegale plantări de copaci și astfel să aibă zone mult mai înverzite. Vă mulțumesc mult că ați fost în această dimineață alături de noi. Vă doresc mult succes pentru că urmează un proces de muncă asiduă până în luna noiembrie, până la plantare, inclusiv după, pentru că de acei pomi trebuie să avem grijă și sper că acest proiect din 2022 să fie la fel ca în 2017, doar un început pentru proiecte noi în anii ce urmează. Vă mulțumesc mult, să știți că este important și vă mulțumim că abordați asemenea subiecte și prin intermediul dumneavoastră reușim să ajungem la cât mai mulți cetățeni, ca aceștia să conștientizeze importanța și valoarea unui mediu sănătos și curat. Mulțumesc! Dacă încă nu conștientizăm cât de mult pericol creăm în jurul nostru pentru că aruncăm deșeuri, poate că ar fi cazul să punem o virgulă și să înțelegem că astăzi a fi eco e și la modă, pentru cei care poate nu au subînțeles încă importanța unui mediu curat.